Mamă, când apar paharele pătrate, mă ia cu geometrie, cu de-astea. Deci aici, la runda asta, o să se cunoască cine a avut cei mai mulți pruni în curte la țară. Hai să vedem, frățioare. Ce a spus? Când apar paharele pătrate, mă ia cu geometrie, cu de-astea. Deci aici, la runda asta, o să se cunoască cine a avut cei mai mulți pruni în curte la țară. Hai să vedem, frățioare. Hai de cap. Hai, dai. Dai cu. Dai cu. Runda asta o să se cunoască cine a avut cei mai mulți pruni în curte la țară. Hai să vedem, frățioare. Da, aici este, aici e foarte greu. Aici, mai ales pentru băutori, pentru nebăutori de vodka, e foarte greu. Mamă, era să dau pe nas, dacă mi-ai tata. Aoleu! Te bea? Ok. Totuși pot să spun că am cunoscut aroma mai bine așa. Ai noroc. Trebuie la fel să bag nasul în asta, că altfel... Cum se degustă vodka? Se dă shot, de exemplu, ca să-ți dea buchetul de după? Shot? Hai să dăm shot. Hai. Păi nu da shot. Dacă vrei să vezi gustul și cu adevărat, ia un pic și bag-o. Așa degustare ca la vin, la bag-o vodka? Bag-o un pic, rătește-o prin gură, da. Dă-ți așa pe... Nu, nu. Uite așa, uite. Da, nu, încep cu cealaltă. Eu cred că asta e șmecheria, stânga. Bă, recunosc că nu mă pricep la vodka, dar știu să o beau. Da, care ar trebui să fie proprietatea unei vodka? Că nu înțeleg de ce atacă așa mult. Asta atacă mai mult, asta e mai liniștită. Nu, gata, știu. Cea mai bună vodka, ea e ieftină, în general. Adică în top 3 vodka mondiale, din câte știu, sau 4, top 4, top 5, e vodka aia ieftină din Rusia. Bă, pentru o secundă am crezut că încep să le dai foc să vezi care e mai calitativ. Ia zi, alege tu. Nu, păi de ce suntem? Nici eu nu sunt. Sunt în același... Bă, sunt în nebulasă. E zona de rundă la care s-ar putea să câștig de asta. E că la vodka, până la urmă, la ce te uiți? Să-i dăm vodka prin telefon sau cum? Întrebați publicul. Ia vapor, dacă tu ne bei băutura. E aceea, bă! E același lucru. Tot la fel. Băi, recunosc că sunt în ceață, adică o să mai iau așa un pic, în rest e la ghici, e la noroc. Frate, eu zic asta, din dreapta, că e mai puturoasă așa. Ah, dar am zis că zici tu primul, nu, eu nu știu care e. Stânga, fiindcă dreapta, la dreapta am considerat un pic alcoolul, îl văd un pic. În stânga e o chestie care se maschează destul de finuț. Ce mai bună dreapta? Eu aici am ratat-o. Deci aici, punct pentru AFO. Ce m-am băut vodka toată viața mea, ești nebun?